Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vlad a adus, a împărțit și a și mâncat. Asta că am împărțit nu e o noutate, dar faptul că am mâncat... Napolitane cu ciocolată, da. Da. De împărțit am mai împărțit, gen că le găsea ceva pățea acasă și el ne mâncând ne mai aducea de pomană. Dar a mâncat cot la cot cu noi. Mi-a zis cineva că zahărul era la creierul lui că am nevoie. Și atunci mai mănânc și eu din când în când. Ia-o și pe aia atunci. Da. Tu ai, la tine e hrana șuncii, am senzația. Da, am fost ieri la medic, mi-a zis că trebuie să slăbesc, de pentru care am adus aceste napolitanele cu ciocolată. Știu că astea sunt favoritele domnului Luca. De când erai mic. E adevărat. De când s-a făcut mare. Erau alea când eram eu mic, acum eram mult mai mare. Dar care erau alea? Când erai tu mic, care era dulcele copilăriei tale? Sau mâncarea copilăriei tale? Când eram mic, știți foarte bine că erau vremuri grele. Grele, da, nenorocire. Dar aveți timp? Că m-am descurcat. Băi, hai, cel mai poate... mult îmi plăcea laptele condensat al bunicii. Avea mereu lapte condensat și puneam cafea, dar nu de la, stai puțin, stai, vezi, mă, că multă lume vorbește de lapte condensat, dar șmecherile alea în plastic, că vorbește de lapte dulce. Nu, era unul, era ca o miere, așa. E lapte condensat. N-ai mâncat niciodată? Nu. Îți aduc eu, că l-am redescoperit acum, am găsit pe la un magazin arăbesc. Vine, că l-ai de atunci. E lapte condensat în conservă de tablă, cred, dulce. De foarte dulce, nu e dulce. Da. Are concentrație foarte mare de zahăr. Condensat și concentrat. Ceva e, nu știu, el se cheamă lapte condensat, așa scrie pe el. Adică eu după aia, după Revoluție, când am văzut prima oară cutiuță de aia de-ți dă la cafea, ai zis că este fals. Lapte condensat, m-am murit de bucurie. Am zis, zic, mamă, am vrut să-mi iau o folie de aia întreagă. Și am fost foarte dezamăgit când am văzut, dar nu e ce știam eu că e laptele condensat. 0372069599. Dacă chiar aveți așa și voi amintiri din copilărie, care era mâncarea copilăriei? Dacă vreți să ne spuneți mâncarea, care era mâncarea copilăriei, spuneți. Dulcele copilăriei era care ți-a marcat copilăria. Dulcele copilăriei, asta, să încercăm să facem o discuție în dimineața asta. Eu am avut mai multe, dar am intrat-o pe mama aseară și mi-a zis, nu mi-aduc aminte, dar ea zicea că eram înnebunit după plăcintă cu mere. Ceva simplu. Și de unde? Adică da, ce o făcea făcută ea? De ea. Zice că aveam grijă, da? Să mă împart pe zile cumva, să nu rămân fără. Ai, o drămuiai? Da. Și zice că am rămas la un dat fără și am început să plâng. Eu nu mi-aduc aminte chestia asta, dar mi-aduc aminte că la țară, la bunici, după ce făceau în ceaună, în tuci, mămăligă, da? Cea mai șmecheră chestie era să pui lapte acolo și să aștepți un pic să se combină toată mișcăria. Puneam și puțin zahăr. Da. Laptele era dulce. Că era... A fost o perioadă în viața mea când mâncam dulce. Bomboane cubaneze. Bomboanele cubaneze. Nu cred că... Senzație. Adică cine e născut după 90 nu cred că știe ce e aia bomboană cubaneză. Ropsuri. Da. Erau niște bomboane aduse, presupun, din Cuba, care aveau... 4 arome, portocale, lămâie, ananas, mentă. A, și mai erau și unele roșii, erau și roșii de zmeură, da, ceva. Da, nu alea de mentă nu erau cubaneze. Nu erau cubaneze? Bun. Cubanezul nu știa ce e menta. Da. Singurele care erau super adevărate erau alea de portocale, din punctul meu de vedere. Mie toate îmi plăceau. Mama, aș fi mâncat, din când în când, băgau la cofetărie. Da. Și se făcea coadă. Sunt singurele cozi la care stăteam cu plăcere. Și cumpăram cât se dă. Un kil era maximum, un kilogram. Atâta, bomboane cubaneze și, într-adevăr, și eu le puneam pe căprării pe zile. Ca să-ți ajungă pe multă vreme. Da, ca să ajungă, bomboane cubaneze. Eu și Cavid nou mâncam ca un dulce. Băi, mie nu-mi plăcea cum mirosea Cavidul ăla. Băi, ce-mi plăcea, deci eram înnebunit. 0372069599, dacă vreți să veniți și noi alături de, și voi alături de noi în discuția asta despre dulciurile copilăriei, vă așteptăm la telefon, 0372069599. Cosmin, nața! Salut! Bună dimineața! Salut, Cosmin! Eu eram înnebunit după niște ciocolățele în poleală aurie, în formă de lingou. Da. Stăteau ai mei la coadă cu orele, luau o cutie de aia cu 100 de bucăți, le ascundeau prin casă, eu o găseam și mâncam 100 de bucăți odată. Acum am diabet, dar asta este. A meritat efortul. Și legat de bomboanele cubaneze, eu nu înțelegeam când eram mic, dom'le, ce pun în ele, că erau bomboane cu lapte, bomboane cu cacao. Și cubaneze. Da, baneze, cubaneze, ce-s baneze? Da, exact. Mulțumim, Cosmine, și sănătate. Andrei, bună dimineața. Salut, Andrei. Bună dimineața, bună dimineața, băieți. Salut. Da, asta voiam să vă spun și eu, sportiv fiind, de performanță, la vârsta copilăriei, eram nebunit după
dulciuri, da. Adică... Și ce mâncai? Adică care era? Ciocolata africană, dacă o mai țineți. Africana, africana, da. Da, da. Venea de la din Ungaria. Da, da, da. Bomboanele cubaneze iar erau foai de capul meu. Și noi nu prea aveam la vremea respectivă posibilități de a... Se mai învârtea câte unul, doi părinți, așa ne mai făcea rost pentru întreg grupul de schiori care... Da, mulțumim da, pentru intervenție. Ciocolata africană mi-a adus aminte de perioada mea de șomaj de prin anii 90. La începutul anilor 90. Da, când la un dat, favorită. Mă rog, a dat faliment ziarul, am rămas șomer și am încercat să mă angajez la o agenție de publicitate care abia atunci se făcea, era o mare vogă publicitate, era o chestie total nouă. Și mi-au dat să scriu sloganuri pentru ciocolata africană, care tocmai se lansa. Da, da, da. Am scris o săptămână întreagă sloganuri pentru ciocolata africană. Băi, am crezut că nebunesc, adică până la noi asta nu e de mine clar, că nu pot să scriu despre ciocolata africană în fiecare zi. Da. Și ți-ai făcut blog. Eugen, bună dimineața! Bună dimineața de la Brașov, un ursuleț ciocolatier. Așa. Vă salută. Salut. Pe vremea mea, în anii 68-74, erau la modă shop-urile care ne nebuneau cu mirosurile lor, cu dulciurile lor extraordinare. Da, da. Zi, ciocolata aveam... Toblerone, aia era, nu? Aia era una din ele, dar noi eram înnebuniți după cum a de mestecat. Și cum Wrigley's și Brooklyn. Da. Wrigley's era cu mentă și Brooklyn-ul și Juicy Fruit. De portocale, de banane. Juicy Fruit, exact. Ia uite-l. Juicy Fruit. Ia uite-l. Și am fost la un meu chef. Vreau să vă zic că am fost la ziua de naștere a unui prieten. Mm-hmm. Părinții lui erau mai înstăriți și cumpăraseră un cartuș de gumă Wrigley's. Da. Și succesul zilei de naștere a fost că ne-a dus să ne arate cartușul. Și a desfăcut de și noi ne umflam bușulițele de hârcioci cu lame de gumă spermin, ca să nu se termine gustul. Da. Deci când se termina gustul la una, nu aruncam, mai băgam alta. Da, da, da. Cea mai mare, nu vă bravo puteți imagina, copiii și dragi nepoți, cât de frustrant era să te duci la mare, unde în principiu nu găseai nimic, aproape nimic de mâncat nicăieri, cel mult la cantină, dar erau shop-urile în care, de unde puteau să cumpere străinii, nemții, de obicei nemții, austriești, suedezi și mai veneau și acolo aveau toate valută bunătățile din lume. Era ilegal ca cetățean român să deții valută. Andrei, neața! Salut! Salut, Andrei! Vă salut, băieți, Andrei, sunt din Hunedoara. În vremea când am fost copil, dacă vă amintiți, erau napolitanele cinrel. Nu, dacă nu știu, n-au cu numele. Nu v-am zis. Era o napolitană destul de măricică așa și destul de generoasă, așa că și cu crema înăuntru. Și amintesc că eram copil, fugeam în pauzele din școală când eram la vremea aia și ajutam doamnele de la magazin să descarce lemne sau să descarce pâinea sau să facă orice. Te plăteau napolitane. Mă plăteau napolitane. Bravo, bravo. Hai să luăm și pe Adrian. Foarte scurt, doar câteva secunde mai avem. Bună dimineața, Adi. Bună, Adi. Bună dimineața! Bună! Neața! În Brașov, vă sunt. Da. Stăteam la coat, copil fiind, pentru Charlotte, pe lângă iaurt, sana, unce și așa mai departe. Uh-huh. Nu, da. Charlotte era Charlotte, o... cremă de ciocolată. Cremă de tot ciocolată. Tot la borcan era o cremă de vanilie, așa. Da, de vanilie. Da, depinde. Mulțumim foarte mult! Următoarea temă o facem altă dată, grici mâncărurile sărate ale copilăriei. Vă dau temă de gândire, cartofi prăjiți cu moșdei. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.